Florin, pe lângă problema lui Petruț, văd că sunteți și o familie foarte săracă. Locuiți aici într-o singură cameră, din ce văd. Da, eu am 3 copilași, eu nu pot pleca la muncă, așa cum am spus, pentru că eu trebuie să mă duc cu Petruț mereu la recuperare. Eu primesc indemnizația lui de însoțitor și din aceea trăiesc din alocația la copii. Pentru că soția nu se poate descurca, că eu am 3 copii și ea este însărcinată cu al 4-lea. Și eu nu pot să plec la muncă, din cauza că Petruț, dacă eu plec la muncă, rămâne singur și nu are cine să meargă cu el la recuperare. Și trăiesc într-o singură cameră. Și aș vrea, dacă oamenii au suflet bun sau pot să ne ajute, n-am nici mașină de spălat, soția spală la mână. Pe nu jos am... văd că este pământ aici. Da, este pământ. N-am apucat să amenajez și o cameră asta, că n-am avut bani. Banii care am primit în donații de la oameni, prin Asociația Speranța pentru România, i-am dat pentru Petruț. La recuperare am cumpărat și lemne, trebuie să mă duc să-l operez pe el, la ochișor. Dar nu am bani să amenajez și o cameră, să torn o placă de ciment în casă, să fac și o frumos aici, așa, și să iau o mașină de spălat la soție, să nu mai spele și ea la mână.